Hei, înainte de a începe, nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi episoade de pe canal. Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Haideți să vedem ce s-a mai întâmplat în joculeț. Avem un Mega Lightning Chest pe care tocmai l-am câștigat și haideți să vedem ce reward-uri ne aduce. Avem 7614 gold. Ia să vedem, mai avem Skeleton Barrel, Royal Delivery, 29 de pupări de Wizard, 140 de Battle Healer, o grămadă de Battle Healer, 8 bucăți de Prince, 20 de Goblin Giant și hai să vedem, mai avem o legendară. Hai să vedem ce ne pică. Avem un Mega Knight, o carte foarte bună. Și, ok, e bug-ul acela, avem din nou dublate cărțile, să trecem repede prin ele. Băi, un mega lightning chest destul de bun. O să dăm skip la barrel, să luăm ceva cu extra star points, dar restul cred că le putem păstra. Sunt destul de bune și hai să vedem mai departe. Mai avem aici un nou reward din Trophy Road. Avem de ales între mortar și, ia să vedem, ok, dar nu contează, oricum le aveam pe ambele la nivel maxim. Bun, dar mai sunt câteva minute și vom putea deschide și următorul chest. Da, și între timp s-au completat și aceste 3 chesturi. Hai să le deschidem, începem cu Silver. Avem 135 de Gold, Elixir Golem și Giant Snowball. E încă un Silver cu 147 de Gold, Battle Ram și Fire Spirits. Și un Golden Chest care, hai să vedem ce are, 559 de Gold, Ice Spirit, Battle Ram, Fire Spirits și Flying Machine. Ok. Bun, hai să vedem în clan dacă mai avem ceva de donat. Bun. Ok, cam atât. Și vreau ca în episodul de astăzi, vedem că mai foarte, foarte puțin timp până când va începe noul sezon, da, în 18 minute. Și vreau să încercăm să ajungem la acest Legendary Chest. Cred că avem nevoie de 2 victorii, da? Cu 2 victorii ar trebui să luăm acel reward. Și hai să dăm drumul cu primul meci. Ok, o să începem cu... Hai să punem arcașele în spate. Să trimitem Hog-ul. Și cred că voi da un Fireball aici pe acel Hunter. Punem și Tesla. Și vine destul de urât cu acel balon, care din păcate n-a targetat Tesla. S-a dus direct pe turn. Și o să ne dea jos turnul. Ok. Da, a jucat-o bine. Uite și cu Darth Goblinul ăsta, care lovește acolo în continuare King Tower-ul. A, știu cum să le pună, dar ne-a păcălit turnul să targeteze pe Giant și el a lovit cu Darth Goblin. Ok, bun, hai să încercăm să ne revenim. Încă nu e pierdută partida. Am aici un Prier, deși nu cred că... Atât de aproape de un hit cu mini P.E.K.K.A. Să punem Valkyra aici. Trimitem și Hog-ul. Și arcașile, n-avem suficient elixir. Hai că ne-am păcălit un pic. Aici probabil îi vom da turnul jos.
apoi va fi un match foarte, foarte interesant din acest moment. Au, și-a targetat King Tower-ul, nu înțeleg de ce. A, important e oricum să-i doborâm turnul din stânga. Ar fi foarte tare dacă am reușit. Spune Tesla. O să punem și arcașele aici, mă aștept să trimită balonul. Da, și îl ținem la distanță. Ok, se va duce Hogu pe tur. Da, și cu un freeze ar trebui să-l... Nerus aici. Da, și mă aștept să pună balonul. Balonul sau... Dăm din nou un freeze. Ah, și aproape e doborât. Dacă reușește încă un hit. Da, ar trebui să-i luăm turnul. Băi, sincer să vă spun, nu mă așteptam deloc să câștigăm această partidă. Da, începusem destul de prost acolo, dar da, am jucat meciul până la capăt și am câștigat. Ok, da, avem 5880 de trofee, încă 20 și ne ducem la acel Legendary Chest. Okay, o să începem cu, hai să spunem, Valkyra pentru început. Avem și Tesla pregătit aici, în caz de un atac. Ice Weasel scoatem cu un Fireball. Trebuie să fim foarte atenți aici. Oh, s-ar putea să aibă X-Bow. Da, mă aștept la un deck cu X-Bow. Exact ce spuneam. N-are rost să mai pun frizul acolo. Cred că o să trimit arcașele, sunt suficiente pentru un wizard de level 12. Bun. Să trimitem Valkyra acum. Da, mă aștept să pună cât de curând X-Bow și nu l-a pus. Ok, acum trebuie să pregătim freeze-ul. Undeva hai pe aici ca să... Da, scăpăm de acel... Da, nu înțeleg de ce am așa mai dat abilitatea dacă l-am prins cu freeze. Ok, scăpăm acolo de arcașe, scăpăm și de Mega Knight. Da, și scorul e destul de strâns. Punem arcașele. Trimitem... Cred că așa am greșit aici un pic. Valkyra în față, Valkyra în față. Nu, aș fi vrut să targeteze Valkyra acel X-Bow. Bun, aici vom scăpa de Mega Knight. O să lovim și Tesla, destul de bine. Mai dăm un Fireball pe Wizard.
Da, și meciul va intra în prelungiri. Și va dura cam până la final. Da, desigur, dacă nu ne va scoate aici cu... cât de rău am jucat-o pe asta. Da. Și partida e pierdută. Bun, hai să vedem câte trofee vom pierde. 30 de trofee. Destul de rău. Băi, eram atât de aproape de victorie. Hai să mai dăm, cred că două meciuri ne mai trebuie. Da, două meciuri. Începem cu Valkyra. Trimitem și mini pe cam. Dăm aici un Eros pe... Ah, un pic mai târziu, dacă întârziam cu Freeze-ul, era excelent. Dar... așa nu... N-a fost bine deloc. Băi, și dau destul de mult damage acei Skeleton Dragons. Ne-au prins și cu deficit de elixir acolo. N-aveam absolut nimic cu care să ne apărăm. Doar acele arcașe care n-au reușit să facă mare lucru. Hai să scăpăm aici de prințesă. Da, băi, și un început foarte prost. Pierdem deja primul tur și nu reușim mare lucru în zona lui. Hai să trimitem Pogul pe partea dreaptă cu Valkyra. Spun aici și arcașele. Și mini peca o să se ducă. Ne rămâne una în viață. Destul de ok, dar degeaba. Are Skeleton Army-ul ăla pe care nu știu cu ce îl putem. Bine, avem Valkyra, avem și Eros. Dar păcate n-am folosit pe alte chestii. Hai să vedem aici. Scăpăm de... Oh, nu cred. Băi, cât ghinion avem în acest match. Cât ghinion avem. Da, dacă nu targeta aici pe Giant, chiar că era un match groasnic. Da, oricum, băi, nu mai avem timp să... Ah, totuși, reușim să mai rămânem puțin în meci, dar cu toate astea, destul de greu de crezut că ne mai putea redresa. Ok, hai să-l atragem aici totuși. Punem și mini pecaul. Ah, din fericire n-are... N-are balon, aia ne mai lipsea. Să aibă și balonul. Ok, și aici cred că s-a cam terminat partida. Da. Băi, a jucat bine, ce să zic. Da, ne-a distrus toate șansele de a mai putea câștiga acel reward, pentru că mai sunt doar 6 minute. Și avem nevoie de 3 victorii. Dar oricum, băi, asta a fost. A fost un sezon destul de bun, dacă stăm să socotim așa. Eu sper că v-a plăcut acest episod și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!